După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și i-a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Dumnezeu va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze mesajul și textul din seara aceasta. Noul Testament spune că tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament s-a întâmplat pentru noi. Cu alte cuvinte, Vechiul Testament este material didactic pentru cei care trăiesc în Noul Legământ, în Noul Testament. Facem bine dacă învățăm. Acest Avram este tatăl credincioșilor. Și acum ajungem la capitolul 22. Pentru mine este o mare emoție, pentru că acest capitol 22 este una din culmile relațiilor între om și Dumnezeu sau între Dumnezeu și om. Nu poți să te compari, nu poți să o repeți, nu poți să o iei în viața ta. Este unul din acele lucruri care s-au întâmplat între un om și Dumnezeu. Unic, doar pentru omul acela, pentru situația aceea. Și spun foarte serios, pentru că virtutea textului nu este ce se întâmplă. Ce se întâmplă este dincolo de înțelegerea noastră. Virtutea textului se află în adevărurile din relația aceasta. Avram înflorește. Avram ajunge maximul în puterea credinței și în revelația despre Dumnezeu în mintea și în sufletul lui. Ce s-a întâmplat cu Avram este unic, irepetabil și nu trebuie comparat și nu trebuie asemuit cu nimic. De aceea am emoții în seara aceasta, pentru că aș vrea să vorbesc corect, să vă vorbesc clar și să vă duc atenția nu la evenimentul în sine. Evenimentul în sine nu trebuie tratat ca o virtute, niciunul dintre noi nu suntem chemați să facă ce a făcut Avram, nimeni, niciodată. Copilul Marian, stați liniștit, fetele mele, stați liniștite, nu o să vă omorâm. Culmea spiritualității la Betel nu este să ne omorâm copiii. Nu asta e mesajul meu și nu asta este predica mea. Așa că asta e un drum închis, să spun de la început. Virtutea lui Avram nu este în ceea ce face. Gestul în sine nu este o virtute. Este o ilustrație a unei realități, a unei relații care este între acest om și Dumnezeu. Când l-a chemat Dumnezeu pe Avram din Ur, a început relația aceasta și Avram avea în jur de 75 de ani. Când s-a născut Isaac, câți ani avea Avram? 100.
În capitolul acesta, probabil Isaac avea 12-14 ani. Deci Avram avea cam 114 ani. Din momentul convertirii de la 75 de ani până la 114 ani, câți ani sunt? 25 plus 14? 9 maxim. Știți cât trăiește Avram? Deschideți, dacă vreți, dați două pagini. Capitolul 25, versetul 7. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Și a fost adăugat la poporul său. De la vârsta de 100, să spunem noi, 14 ani, și până la vârsta de 175 de ani, Avram intră în umbră. Capitolul 22 reprezintă momentul de vârf. Momentul de vârf. După capitolul 22 va urma capitolul 23, care este nunta lui Isaac. Avram trimite pe robul său la Padan Aram, la Laban, să ia o fată din neamul lui. Și robul se duce, problema cu cămilele, cu semnul, ajunge la Betuel, la Laban, pețește fata și fata va veni la Isaac, vom vedea asta duminica viitoare. Și apoi este viața lui Isaac și despre Avram, deși mai trăiește de la 114 până la 175 de ani, nu ni se mai spune nimic. Culmea vieții lui Avram este în capitolul 22. Ce se întâmplă de la capitolul 22, de la 114 ani până la 175 de ani, nu mai este important pentru mine și Dumnezeu o trece sub tăcere. O fi făcut și alte lucruri Avram, nu știu, dar Dumnezeu zice, nu vă interesează, nu-i treaba voastră, voi fiți atenți la capitolul 22. Pentru că dacă a crescut relația aceasta între Avram și mine, spune Dumnezeu, din momentul în care l-am chemat din Ur, din Caldea, aici Avram și-a dat examenul. Preotul, și pot să-i spun așa, poetul și profesorul Ioan Alexandru, preda la Universitatea Populară un studiu psalm și ne purta prin revelația lui Dumnezeu în Vechiul Testament despre psalmii creației, care au corespondențe în fragmentele din profeți, în care creația îl laudă pe Dumnezeu. Dealurile strigă, munții, copacii ce fac? Ba din palme, râurile, tot ce este cântă, animalele și totul îl laudă pe Dumnezeu. Și Ioan Alexandru spunea atunci că în teologia germană există așa numitul concept al ceasului doxologic. Doxa înseamnă laudă. Bisericile noastre aveau obiceiul să încheie cu o cântare care numeau doxologie, cântarea de laudă. Domnul Iisus, după ce a stat în grădina Ghețimani, înainte să fie prins, a cântat cu ucenicii cântarea de laudă. În ebraică îi spune halelu, halelu mic și halelu mare. De la halelul acesta vine cuvântul aleluia, care înseamnă laudă. Nu vreau să vă obosesc cu terminologie, dar aș vrea să vă spun că există momente în care planeta, plantele, animalele și oamenii ajung la piscuri când viața lor este maximul de laudă pe care ei îl pot da pentru Dumnezeu. O floare care este întâi un mugur, apoi se deschide și în final își varsă parfumul, în momentul acela este ceasul doxologic al florii. Ea se va ofili, va rodi, nu mai e frumoasă la miros, nu mai e frumoasă la plăcut. Are un ceas, are câteva minute, poate sau o zi, în care trăiește maximul de splendoare pentru slava lui Dumnezeu. Dimineața, spunea Ioan Alexandru, se ridică ciocârlia din iarba câmpului și se ia la întrecere cu soarele, care ajunge mai sus, mai sus. Și se ridică și se ridică și când se ridică, cântă. Și intră într-un un fel de beție a cântecului. Și când ajunge sus de tot în cântecul acela, parcă intră într-un fel de extaz care o leșină și de acolo se prăbușește și se vârtolește prin aer. Este momentul ei doxologic. Doxologic. Tot ce există pe pământ, spuneau austriecii și germanii, și există un om care a studiat problema aceasta, trăiește un fel de curbă care are un moment de vârf.
ceas doxologic. Și capitolul 22 din Geneza este acest ceas doxologic din viața lui Avram. Este o culme pe care nu se poate să o mai depășească. Între noi fie vorba, niciunul dintre noi nu putem să o depășim, pentru că este lăsat aici pe paginile acestei scripturi ca un exemplu pentru noi. Este, dacă vreți, apoteoza credinței. Credința ca maxim de relație între om și Dumnezeu. În urma credinței, omul se oglindește în Dumnezeu și Dumnezeu se răsfrânge în frumusețea lui asupra omului. Când credința este la punctul maxim, nu mai știi unde se termină omul și unde începe Dumnezeu. Este un fel de îmbrățișare. Asta este maxima credinței. Dumnezeu îl face pe omul acela să trăiască niște limite care depășesc limitele obișnuitului. Sparge găoacea și omul acela parcă poate să spună lucruri extraordinare, poate să profețească lucruri din Dumnezeu și poate să facă lucruri din Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu coboară în omul acela și se vestește către oameni. Acesta este apoteoza credinței. Sunt multe exemple pe paginile Sfintei Scripturi. Pentru mine este un moment de mare emoție personală să pot să vă vorbesc despre așa ceva. Nu v-am vorbit niciodată. Credința nu este o înșirare de articole într-o mărturisire pe hârtie. Credința este o trăire între om și Dumnezeu. La 100 de ani, deci 114 ani, după 25 și chiar mai mulți de ani, Avram ajunge să trăiască marele examen. Și unii din comentatori spun, interesantă relația aceasta între Avram ca prieten la lui Dumnezeu și Dumnezeu ca și Dumnezeu al lui Avram. Ei umblă împreună din Avram, Haran, în Palestina, coboară în Canaan, coboară în Egipt, se duc în Gerar, vin iar acolo și în drumul acesta, interesantă relația dintre ei. Și spunea, dacă umbli cu Dumnezeu, așteaptă-te la încercări. Toți oamenii care au umblat cu Dumnezeu au învățat de la Dumnezeu și ca și într-o școală, după o perioadă de acumulări, urmează un examen. Toți dau examen. Așa, întreagă, vă amintesc de unul din cele mai mari examene pe care le-a dat Moise. Omul acesta care a fost luat de Dumnezeu și folosit în viața lui pentru un destin extraordinar de mare. Ne-a lăsat cărțile lui, ne-a lăsat o mulțime de lucruri. Legea a fost dată prin el. Și la un moment dat Dumnezeu spune, dă-te la o parte pentru că vreau să nimicesc poporul acesta, iar pe tine să te fac strămoșul unui neam mare. Este un examen. Este omul chemat să fie în fruntea poporului și nu poți să fii în fruntea poporului oricum. Ca să stai în fruntea poporului, trebuie să reprezinți pe Dumnezeu. Trebuie să gândești ca Dumnezeu și trebuie să simți ca Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, dă-te la o parte să te înalți pe tine și pe ei să-i nimicesc. Ce face Moise? Cum trece? Cu nota 10, 10 plus, cu A plus. Spune, Doamne, nu! Mai repede ștergem numele meu din cartea ta. Dar să nu-i nimicești. Și Dumnezeu zice, bravo, gândești ca mine, simți ca mine. Mă poți reprezenta pe mine. Dacă unul vii cu Dumnezeu, așteaptă-te la încercări. Poporul Israel a ieșit din Egipt și a trebuit să ajungă în Canaan. Și în tot drumul acela, Dumnezeu i-a supus la tot felul de încercări. Petru, Iacov, în Noul Testament, ne spune că a noastră credință, care este mai prețioasă decât mult aur, trebuie să treacă să fie curățită prin încercări. Frații mei, să nu priviți ca un lucru, eu știu așa paradoxal, că treceți prin felurite încercări. Dacă umbli cu Dumnezeu, așteaptă-te să te pună la încercări. Și în capitolul 22, versetul 1 și 2, ne spune că într-o zi Dumnezeu a venit la Avram. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu a zis, și uitați cum sună încercarea aceasta, cum cuvintele lui Dumnezeu sunt ca o sabie pe care Dumnezeu o împlântă în inima acestui tată cu un fiu unic. Cum pătrunde sabia aceasta și cum Dumnezeu parcă o aprinde mai jos, mai jos. Ia pe fiul tău. Pe cine, Doamne? Pe fiul tău.
pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care îl ți-l voi spune. Grozavă, grozavă încercare. În ceasul acesta de încercare, Avram face ceva ce trebuie să învățăm și noi în umblarea noastră cu Dumnezeu. Nu cere explicații, ci agață-te de promisiunile lui Dumnezeu. Nu știu cum unii dintre noi am ajuns să ne credem egalul lui Dumnezeu. Prin credință sau mai bine zis prin necredință. Prin sensibilizare sau cumva cred eu prin împietrire. Vorbim de Dumnezeu ca și cum este colega. Am vrea să înțelegem tot ce ni se întâmplă. Am vrea să ni se întâmple numai ceea ce aprobăm noi. Oricare ar fi relația ta cu Dumnezeu, nu uita că Dumnezeu este Dumnezeu, iar tu ești un praf al pământului. Nu poate mintea ta să priceapă nemărginitul. Nu poate Dumnezeu, oricât ar vrea, să pună înțelepciunea lui nemărginită în mintea ta de un kilogram și ceva cât are creierul tău. Avram aude din partea lui Dumnezeu ceva imposibil de explicat logic. Imposibil. Dumnezeu se contrazice. I-a spus, îți dau un copil, în copilul acesta îți voi da urma și pormă îi spune, omoară copilul. Avram primește mesajul acesta și se aleagă și se prinde de o promisiune. Asta este credința. Credința nu cere prea multe explicații. Credința îl cunoaște pe Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă vreți să notați fraza aceasta teribil de frumoasă, credința îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Doamne, Tu știi toate lucrurile. Facă-mi se după cuvintele Tale, scrie în altă parte. Și credința este o încredere neclintită. Îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Există o glumă aici în America despre absurditatea credinței și e dată negativ, dar ea poate să fie interpretată superlativ. Batjocorit pe vremea în care în America a început atacul asupra credinței, un copil al lui Dumnezeu a zis, acum dumneata le mai crezi că un pește l-a înghițit pe Iona? Nu vezi că o balenă are gâtul numai așa mic și nu poate să înghită oameni? Nici o balenă nu poate să înghită un om. Dumneata le mai crezi că o balenă l-a înghițit pe Iona? Fratele s-a uitat liniștit, calm și a spus, domnule, eu cred nu numai că balena l-a înghițit pe Iona, dar dacă scrie în Biblie și a spus Dumnezeu, cred și că Iona a înghițit balena. Credința lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. A existat potop, a existat atâtea lucruri, a dat soarele înapoi pe cer. Crezi tu lucrul acesta? Da, asta înseamnă credință. Să lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și voi explica mai târziu în ce a constat lucrul acesta în viața lui Avram. Dar Avram se agață de promisiuni. Nu cere explicații. Dumnezeu i-a spus că în Isaac va avea urmași. Cum se va întâmpla lucrul acesta este treaba cui? A lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și Dumnezeu o va duce la bun sfârșit. El îl cunoaște pe Dumnezeu. Și apoi încrede-te în pregătirile lui Dumnezeu. De la versetul 3 la versetul 5 ni se spune că Avram s-a sculat dis de dimineață, a luat doi slujitori și paradoxul din textul acela, nu știu dacă o să vorbim poate puțin mai târziu, este că Avram face totul singur, cu mâinile lui. Și merge cu slujitorii, merge cu Isaac, merge cu măgarul, merge cu lemnele și când merge spre munte, el spune o vorbă care nu avem noi urechi spirituale să o auzim în toată frumusețea ei. Este cheia întâmplării. Ce spune el la slujitorii care sunt acolo? Ai, frate Ban, că dumneata le știi mai bine ca mine. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom... Da. Dumnezeu va face cumva. În mintea lui Avram nu încape logic. Dar el spune, Dumnezeu a zis, Dumnezeu va face. Nu știu, nu înțeleg, nici nu mă interesează. Și probabil că era un zbucium în viața lui și în inima lui Avram, dar rațiunea lui se pleacă înaintea credinței și a revelației și spune, eu știu în cine am crezut.
Eu cu copilul acesta mă duc, am să-l omor și am să vin înapoi cu el. Și le spune la slujitori, rămâneți aici, eu mă duc cu băiatul până sus și venim înapoi. În drum către munte, copilul îl zgândărește pe taică-su și probabil că au fost de multe ori la jertfă împreună. Probabil că Avram l-a luat pe copil la altare și copilul știa că e bine să ai foc și într-o mână ținea focul, într-o mână ținea cuțitul, din cu acea Isaac probabil căra lemnele și Isaac se uită în dreapta, face socoteala și spune, tată, ceva lipsește, nu? Copilul îi spune, taică-su, tată, ai uitat ceva acasă sau ai uitat să cumpărăm. Tata e mai bătrân, are 100 și ceva de ani. Și băiatul are 12-13 ani și gândește, știe să facă un inventar și vede focul, vede cuțitul, vede lemnele și zice, tată, unde este jertfa? Și Avram îi spune cuvintele acestea extraordinare, care au rămas în numele muntelui. Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Există lucruri pe care pot să le fac eu și există lucruri pe care nu poate să le facă decât Dumnezeu. Domnul va purta de grijă. Și asta spune credința. Încrede-te în pregătirile lui Dumnezeu. Viața ta nu este trăită în puterea ta, în înțelepciunea ta, în hotărârile tale. Lasă-L pe Dumnezeu să împlinească partea aceea pe care nu poate împlini decât El. Dar mergi. Mergi în promisiunile lui Dumnezeu prin credință. Liniștit că Dumnezeu cumva va rezolva. Cumva va rezolva. Vei fi câteodată în fața Mării Roșii și tot Egiptul va fi în spate. Și Dumnezeu te va pune să spui poporului, ce-i zarva asta? Spune poporului să tacă, liniște. Pentru că astăzi Dumnezeu va face lucruri nemaiauzite. Avram se încrede în pregătirile lui Dumnezeu și spune, Domnul va purta de grijă. Este ceasul apoteotic al lui Avram. Nu este de mirare că în artă au existat pictori care au căutat să prindă scena aceasta pe pânză. De la versetul 22 la versetul, de la versetul 15 la versetul 24, după toată încercarea aceasta, Dumnezeu îi spune binecuvântările viitoare. Dar aceasta rămâne pentru duminica viitoare. Nu mă îndoiesc că mulți pictori au vrut să pună pe hârtie și probabil au și încercat. O pictură, să știți, este un tratat, este o interpretare, este un roman scris. Asta este o schiță în cărbune, în creion, Rembrandt, un geniu. Tablourile ar fi trebuit să vă spun că tablourile se citesc dintr-un anumit unghi, dintr-un anumit colț înspre un alt anumit colț. Peisajele se citesc într-un fel, portretele se citesc în alt fel, scenele se citesc într-un alt fel. Rembrandt încearcă în această schiță în creion să dea mesajul așa cum l-a văzut el. E atâta gingășie și este atâta protecție din partea lui Avram pentru copilul acesta. Și mâna este plasată pe ochii lui Isaac pentru ca Isaac să nu vadă. Să nu vadă. Tata vrea să-și protejeze copilul în clipele finale. Și el cumva are reținere să nu vadă ochii copilului și nu cumva privirea lui să cadă în privirea copilului și copilul să-l întrebe de acolo, tată, tată, tată! Pe de altă parte, textul Bibliei ne spune că s-a auzit glasul, dar e prea puțin pentru Rembrandt. Și atunci Rembrandt îl trimite pe îngerul lui Dumnezeu să-l îmbrățișeze. Rembrandt este un geniu, nu este numai un om care mâzgălește hârtia. Este un mesaj întreg în pictura aceasta și o să vă redau obsesiv aceeași pictură redată sau reluată peste câțiva ani într-o înțelegere nouă. Îngerul este cel care vine și îl îmbrățișează pe Avram și în îmbrățișarea aceasta îl prinde și pe Isaac. Nu este vorba numai de un strigăt, cum spune Biblia. Spune lui Dumnezeu, i-a plăcut. L-a luat în brațe pe Avram. În momentul acesta Avram își ținea copilul și Dumnezeu își ținea copilul. Și Avram este în brațele tatălui său. Au trecut ani și marele geniu a revenit asupra temei
mâna este tot pe fața copilului, scena este mult mai dramatică însă. Observați că totul este întunecat afară de trupul copilului, aici este lumina. Pentru că mintea lui Rembrandt, mesajul este în jertfă. Cuvântul cheie din toată împrejurarea este cuvântul jertfă. Și cu background-ul lui creștin, la care sper să ajungem și noi în seara aceasta, Rembrandt spune, mergeți dincolo de Vechiul Testament și să înțelegeți că aici este ceva despre Iisus Hristos, care este jertfa. Și lumina maximă este pusă pe trup. În toată goliciunea lui, în toată neputința lui, este legat, mâinile sunt la spate, sub el, căzut pe spate, neputincios, redus la neputință. Cu Avram cu mâna pe fața lui și îngerul de data aceasta este cel care îl prinde, și anatomia celor din vechime era mult mai bună decât a mea, exact în momentul, în punctul în care poți să faci ca să cadă cuțitul din mâna cuiva, exact unde trebuie, aici pe ligamentele acestea. Îngerul prinde și atunci Avram scapă cuțitul. Intervenția lui Dumnezeu este să-l oprească pe Avram exact în momentul acela. Și spuneau cei contemporani cu Rembrandt, ideea este că Avram, deși era bătrân, a avut destulă putere să umble 3 zile și 3 nopți, să urce dealul, Moria, a fost destul de puternic la vârsta lui să facă toate lucrurile acestea, dar n-a avut destulă putere să țină cuțitul în mână. Pentru că a intervenit puterea lui Dumnezeu și a zis, nu. Și pentru cei care aveți ochi să vedeți, sau pentru cei care veți vedea tabloul acesta la una din expozițiile de aici, din Los Angeles, sub cuțit este intersectată o altă imagine, este un pahar care se varsă. Trimitere directă la Ghețimani și la fraza, tată, dacă nu se poate, am să-l beau. Dar dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Nu mă îndoiesc, frații și surori, că oameni din trecutul bisericii și oameni de geniu au căutat să predice vizual mesajul acesta. Pentru că ce s-a întâmplat cu Avram, așa cum v-am spus, este apoteoza aceasta a credinței. Și în Evrei, capitolul 11, versetul 1, ni se spune așa, și credința este o încredere neclintită. Avram este prototipul omului care e un munte de credință. Are încredere într-un suveran desăvârșit. Uitați-l cum primește mesajul acesta contradictoriu. Vei avea urmași, dar omoară-l acum. Și Avram spune, la Dumnezeu totul este posibil. Este credința care îl cunoaște pe Dumnezeu. Uitați-o cum părăsește găoacea aceasta a rațiunii și a limitelor noastre omenești, a lui Daniel Brânzei, a lui Nicu Ciucu, fiecare avem limitele noastre. Avram iese din găoacea aceasta și înflorește credința la el și spune, la Dumnezeu totul este cu putință. Nu știu dacă a avut sau nu zbuciumă în suflet, nu știu. Dar știu că s-a sculat după ce a auzit glasul, dis de dimineață. Are încredere într-un suveran desăvârșit. Are slugi, dar scrie că el a făcut totul. A pregătit măgarul, a pregătit lemnele, el cu mânuțele lui. Nu stă încă o noapte să spună, Doamne, să mai vină vis o dată. Doamne, vreau o lămurire. Nu, Avram are încredere într-un Dumnezeu care poate totul. El totul este posibil. Și merge să vadă ceva ce n-a mai văzut. Merge să experimenteze ceva ce Dumnezeu vrea să-i arăte aici. Nu se pricepe, nu încape în mintea lui, e contradictoriul. De aia el se duce, nu să-l contrazică pe Dumnezeu, se duce să vadă cum Dumnezeu face ceva dincolo de înțelepciunea și priceperea minții lui. Copilul acesta avea fi strămoșul neamurilor și copilul acesta trebuie să moară. Și el merge să vadă cum reușește Dumnezeu să rezolve ecuația aceasta cu atâtea necunoscute. Și spune, la Dumnezeu totul este cu putință. Extraordinară credință. Și apoi spune, toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, este suveran. Cine i-a dat copilul acesta? Dumnezeu. Cine îl cerea înapoi? Dumnezeu. Și Avram zice, Doamne,
al tău este. Pentru Avram, niciodată Isaac nu este al lui. Pentru că, de fapt, nici Avram nu este al lui Avram. El pricepe că Dumnezeu este stăpân, posesor pe toate lucrurile. Aceasta este o culme a credinței. Repet, vorbesc de lucruri pe care unii dintre noi s-ar putea să nu le înțelegem, să nu le însușim și să nu le trăim niciodată. Niciodată. Avram este foarte sus față de noi aici. E așa de sus, se întâlnește în straturile acelea cu Iov, patriarhul, care n-a trăit foarte mult de epoca lui Avram. Cartea lui este la mijlocul Bibliei, dar să știți, viața lui Iov a fost la timpul patriarhilor. Viața lui și lungimea și toate celelalte. I-a luat Dumnezeu oile, i-a luat Dumnezeu averea, i-a luat Dumnezeu toți copiii, l-a lăsat numai cu ceea ce nu-i trebuia, l-a lăsat cu nevasta. Și nevasta, în loc să-l încurajeze, îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mori! Și Iov îi spune, vorbești ca o nebună. Am ieșit din pântecele mamii, gol și gol mă voi întoarce. Dumnezeu a dat? Întotdeauna m-am întrebat de ce nu a pus fratele Cornelescu invers fraza aceasta, pentru că rimează. El a pus Dumnezeu a luat, Dumnezeu a dat, numele Domnului să fie lăudat. Dar e mai frumos, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Tu însuți nu mai ești al tău, ești al lui Dumnezeu. Cum putea Avram să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi lua copilul, când Avram știe că el este posesia lui Dumnezeu? Copilul acesta i-a fost dat de Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să-l ia, este lucrul lui Dumnezeu. Și mai știe încă ceva, că toate lucrurile sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cum credința îl face pe Avram să părăsească lumea noastră, să se îmbăieze în făptura lui Dumnezeu și să vină cu încredere din întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea binele. Nu știu cum va face, dar tot ce face Dumnezeu cu lumea aceasta și tot ce face Dumnezeu cu mine, spune Avram, și tot ce va face Dumnezeu cu Sara și tot ce va face Dumnezeu cu copilul meu, în final va fi bine, că Dumnezeu ne iubește! Ne iubește, eu știu că ne iubește. E o vreme de întuneric. Nu știu ce se va întâmpla acum. Voi experimenta ce n-am mai experimentat niciodată cu ce va face Dumnezeu. Dar în final eu știu, Dumnezeu, suveranul acesta, posesorul la toate lucrurile, care poate toate lucrurile, e milos, e binevoitor. Am toată încrederea că sfârșitul va fi happy end. Happy end. Al doilea lucru. Are încredere într-un autotputernic milos. Totul vor fi așa cum trebuie să fie. Toate se vor sfârși cu bine. Și al treilea, are încredere într-un salvator puternic. Nu știu dacă vă închipuiți cum mergea Avram cu copilul lui singur pe munte, cu lemnele, cu flacăra și cu cuțitul și copilul întreabă, unde e jertfa? Și Avram din meditație, iese din meditație. El nu vorbea cu copilul, copilul vorbește cu el. Avram era în meditație, era cufundat în lumea gândurilor lui despre Dumnezeu. Tată, unde e jertfa? Domnul va purta de grijă. El iese exact de unde era cu gândirea lui. El are încredere că Dumnezeu nu cere niciodată ceva, să faci ceva pentru care să nu participe și el și să aibă ultimul cuvânt. Eu intru în chestia aceasta, dar există un Dumnezeu care mă poate scoate din orice împrejurare, din orice furtună, din orice cutremur, din orice închisoare. Există Dumnezeu, spune Pavel, care are puterea să păstreze ceea ce i-am încredințat până în ziua aceea. Are încredere, o încredere neclintită, într-un suveran desăvârșit, într-un atotputernic milos și într-un salvator puternic. Mai puteți, frați și surori, în momentul acesta este cel mai delicat și dacă am ratat ceea ce urmează, am ratat toată seara aceasta. Imaginea aceasta a lui Avram și a copilului, momentul acesta al sacrificiului, este simbolul unei alte realități. Biblia e pentru prima dată în seara aceasta când vă rog să o deschideți împreună cu mine. Muntele Moria este un loc predestinat pentru o altă jertfă care va fi peste veacuri.
Deschideți la 1 Cronici, capitolul 21, versetul 18. Este o vreme de necaz. Dumnezeu a trimis ciuma peste popor pentru că David a numărat poporul, capitolul 21. Și peste păcatul poporului, peste tot ce există, Dumnezeu trimite ciuma pentru ca să fie pe afară așa cum erau prinăuntru în sufletele lor bolnavi. Și oamenii încep să moară. Îngerul Domnului se duce și stă cu sabia îndreptată spre Ierusalim și oamenii încep să moară pe capete, ca muștele încep să moară. Și David, care era poporul, păstorul poporului lui Dumnezeu, are de ales, dacă țineți minte, trei lucruri. Să fie război, să fie foamete sau și așa. Și David zice, ah, să cădem în mâinile lui Dumnezeu, că Dumnezeu are milă. Și și atunci Dumnezeu trimite pe înger, nu trimite în invazie, nu trimite, ci trimite pe îngerul lui. Și când îngerul vine și poporul începe să moară, David începe să plângă. Și când îi vede murind și chinuindu-se, David de acolo spune, Doamne, ah, Doamne, eu am greșit, dar poporul acesta, miei aceștia, oile acestea, de ce ei, Doamne, de ce ei? Doamne, ai milă, eu nu ei. E un ceas apoteotic pentru David. Și uitați-vă la versetele de care am spus. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie, să ridice un altar Domnului în area lui Onan, Iebusitul. Pentru că acolo David l-a văzut pe acest înger. Uitați-vă, versetul 15. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească și pe când îl nimicea, David s-a uitat și i-a părut rău de răul acela și a zis îngerului care nimicea, destul, acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă area lui Ornan, Iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii înveliți în saci, post, tristețe, au căzut cu fața la pământ. Și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna ta să fie, dar peste mine și peste casa tatălui meu, să nu se piardă, să nu piară pe poporul tău. Și Dumnezeu zice, aici și acum, fă altar. David s-a suit după cuvântul Domnului, spus prin Gad, Ornan s-a întors și a văzut îngerul. Și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el, trăierând grâu, care trăiera grâul atunci. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David. Apoi a ieșit din aerie și s-a închinat înaintea lui David cu fața la pământ. David a zis lui Ornan, dăm locul ariei să zidesc în el un altar Domnului, dă-mi-l pe prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia asupra poporului. Ornan a spus lui David, a văzut el îngerul, îi dădea și haina de pe el. Ia-l să facă domnul meu împăratul ce va crede. Dau și boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau. David a zis, nu vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Eu am păcătuit, eu plătesc. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul ariei. David a zidit un altar domnului și a adus ardere de tot și jerfe de mulțumire. A chemat pe domnul și domnul i-a răspuns prin foc care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de tot. Atunci domnul a vorbit îngerului care și-a vârât iarăși sabia în teac. Pe vremea aceea, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo. Locașul Domnului era la Gabaon, dar David stătea aici pe munte și aici a făcuse altar. 2 Cronici, capitolul 3, versetul 1. Solomon zidește pe muntele acesta ce? Templul. Templul. Aria lui Ornan, lângă Ierusalim, dealul înalt, mai aflăm ceva în versetul 1 din capitolul 3 din 2 Cronici. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul. Piatra pe care a pus David altarul, piatra pe care Avram era gata să-l junghie pe Isaac, este piatra pe care ochii mei au văzut-o în moscheea lui Homar, în locul templului, pe dealul din Ierusalimul pe care l-am văzut acum câțiva ani. Nu știu dacă înțelegeți de ce este așa de scump pentru evrei locul acela. Acesta este locul.
Este locul unor sinergii în planul lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut cu Avram Dumnezeu n-a fost la întâmplare. I-a zis, ia-l pe fiul tău și du-l pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. 3 zile a mers. În același loc va îngenunchea David și în același loc se va ridica templul. În același loc există astăzi un templu păgân, dar în același loc se va ridica cel de-al 4-lea templu. Și în templul acesta va intra Hristos la cea de-a 2-a lui venire. Ceea ce i-a cerut Dumnezeului Avram este mult. Dar este una din lucrurile profetice care s-au întâmplat în viața lui Avram. Și aș vrea să vă arăt una din tainele acestea ale Noului Testament. Ca din întâmplare, în Evanghelia lui Ioan, vorbind cu cei din orașul lui, din Nazaret, vorbind cu cei din neamul lui, cu evreii, Domnul Iisus spune, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și aceia zic, n-ai nici 50 de ani și l-ai văzut pe Avram? Domnul Iisus le spune, înainte să fie Avram, eu sunt. Și rostește tetagrama, cuvântul pentru Jehova, eu sunt cel ce sunt. La care iau pietre și vor să-l arunce pe sprinceana dealului în Valea Armagedonului, dar el se face nevăzut și trece printre ei. Avram a văzut ziua mea și a săltat de bucurie. Tabloul acesta lui Avram și Isaac face parte din revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram despre planul mesian. Sunt multe lucruri care nu le avem scrise în Biblie, dar Domnul Iisus știe ceea ce nu scrie în Vechiul Testament. Și Domnul Iisus spune, între Dumnezeu și Avram s-a discutat despre Iisus Hristos, a văzut ziua mea, ce voi face eu? Avram s-a bucurat. Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Ioan, capitolul 8, versetul 56. A văzut în asemănarea cu nașterea miraculoasă. Isaac s-a născut când nu se mai putea. Domnul Iisus se va naște tot printr-o naștere miraculoasă. A văzut-o în căsătoria aceasta lui Isaac, vom vedea duminica viitoare dacă Domnul ne ajută. Și robul care merge să-i aducă mireasa lui Isaac este Duhul Sfânt care adună astăzi biserica pentru Iisus Hristos. Ce se întâmplă în viața lui Avram este tipic, este simbolic, este metaforic pentru Mesia. Și în jertfirea pe Moria, Avram vede mielul, vede pe Hristos. Și Domnul Iisus spune, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Nu avem tot dialogul între Dumnezeu și Avram pe Moria. Dar fără îndoială că au fost niște lucruri care s-au spus. Fiul lucrează cu tatăl. Avram îl ia pe Isaac și îl duce pe munte. Fiul care lemnele, tot așa cum Domnul Iisus avea să care crucea. Și tatăl și cu fiul. Domnul Iisus nu s-a dus la calvar singur. S-a dus împreună cu tatăl. Și era tata cu fiul. Tata cu fiul. Și asemănarea merge mai departe. Fiul trebuie să moară și să rupă inima tatălui. Și Dumnezeu era în Hristos, pe calvar, împăcând lumea cu sine însuși. Și tatăl îl va trăsni pe fiul său pe calvar, pe Iisus Hristos. Toată mânia lui Dumnezeu se va descărca în paratrăznetul acesta al mâniei lui Dumnezeu numit crucea de la Golgota. Fiul trebuie să moară. Și Avram spune, Doamne, dar de ce mi-ai spus să-l aduc pe Isaac și de ce ai făcut? Pentru că va veni vremea când fiul meu va muri. Și mielul acela pe care l-ai văzut, verbețele cu capul în tufiș, mielul acela simbolizează un alt miel. Va veni peste veacuri și când îl vor vedea, Ioan va spune, iată mielul lui Dumnezeu care va muri el în locul lui Isaac, va muri el în locul tău, va muri el în locul tuturor oamenilor. Nu trebuie tu să-ți omori copilul, pentru că am să mă omor eu copilul. Voi vă veți bucura și veți scăpa, dar inima mea va plânge când voi lovi în fiul meu și am să-l omor în locul acesta. Aici am să-l omor, pe dealul căpățânii, pe fiul meu. Fiul trebuie să moară. Și apoi fiul este înviat din morți de Dumnezeu.
Și aceasta este nu comentariul meu, ci repet ce am spus eu în seara aceasta, depășește cu mult priceperea mea. Este ceea ce am citit din lucrările fraților mai mari decât mine. Dați-mi voie să vă citesc din cel mai mare comentator al Bibliei, din autorul Epistolei către Evrei, capitolul 11, 17 la 19. Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Avram a fost rugat de Dumnezeu să-și ducă fiul pe munte. Și acolo pe munte Dumnezeu a zis, omoară-l, și când era să-l omoare a zis, stai! Și Avram a zis, da, ce se întâmplă? Și Dumnezeu a explicat totul. Și dimensiunile lui Avram au crescut așa cum nu există muritor care să fi crescut în dimensiunile credinței ca Avram în experiența aceea. Și auziți ce spune la Evrei, capitolul 11. Prin credință, această trăire împreună cu Dumnezeu, a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduința cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Semnul exclamării. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și acum avem răspunsul la toate întrebările noastre. De ce n-a stat Avram de vorbă cu Sara dimineața? Să-i spun, auzi tu ce am visat. Auzi tu ce am visat azi noapte. Ce ar fi spus Sara? Avram știe ce e în inima unei femei. Avram nu poate să vorbească cu Sara lucruri de asta. N-are rost. Și Avram pleacă. Merge pe drum cu slugile și cu băiatul și cu măgarul și au 3 zile, frați și surori. 3 zile în care Avram s-a tot gândit și se putea răzgândi, se putea întoarce. El merge cale de 3 zile. Urcă dealul și îl mai scârmă și copilul acesta. Doamne, tată, unde-i jertfa? Ce era în mintea lui Avram? Ce era în sufletul lui? Și aici ne spune autorul ce era, frate și surori. Nu-i vorba că spun eu. Dumnezeu spune ce era în inima lui Avram. Auziți? Căci el se gândea. Ce se gândea? Cum pacă Dumnezeu că va fi strămoșul unor neamuri mari și acum că-l omor? Ecuația asta nu se rezolvă decât dacă Dumnezeu după o moarte vrea să facă o... Și auziți, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și morții, binecuvântat să fie numele Lui. Și comentatorul spune, și la drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. El a fost cu cuțitul acolo, gata să-l străpungă. Și Dumnezeu a zis, stai. Avram era așa de credincios. Îl iubea pe Dumnezeu și avea încredere în Dumnezeu și îl cunoștea în bunătatea lui. Că Dumnezeu a zis, Avram a zis, Dumnezeul meu are logica lui. Eu nu înțeleg. Dacă eu îl omor, Dumnezeul înviază. Eu mă duc la munte să asist la o prima înviere. N-am văzut niciuna altă. Va fi prima înviere. Eu îl omor, Dumnezeul înviază. Nu știu cum, dar eu îl omor și Dumnezeul înviază. Asta era în inima lui. Și așa Avram se duce tremurând până la munte și gata să pună cuțitul, pentru că el aștepta ca Dumnezeu să facă o înviere. Acesta e Dumnezeul lui Avram. Mare Dumnezeu lui Avram, mare credința lui Avram. Este înflorirea aceasta, apoteoza aceasta, este ora doxologică a unui om mare din Vechiul Testament. Frați și surori, ne numim copii ai lui Avram. Doamne, oare suntem? Ce credem noi despre Dumnezeul nostru? Este Dumnezeul tău așa de mare cum îl cunoștea Avram? Este Dumnezeul tău așa de înțelept cum îl știa Avram? Este Dumnezeul tău stăpânul tuturor lucrurilor și al tău și al copiilor tăi? Este Dumnezeu bun? Să ai încredere să faci absolut ce spune El, chiar dacă ți se pare că pierzi totul, și să știi, în final va fi bine, pentru că Dumnezeu mă iubește. Poți să spui tu când treci prin cele mai mari încercări ale vieții tale, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Înainte să plece de pe pământul acesta, cel care a stat pe cruce acolo, la Calvar, i-a spus ucenicilor, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ai tu un Dumnezeu cu care umbli în fiecare zi. Ai un Dumnezeu, îl lasă credința ta pe Dumnezeul tău să fie Dumnezeu. Trăiești o existență fără limite. Dumnezeu poate să facă absolut totul. Te-ai predat lui în mâna lui și spui, Doamne, fă ce vrei tu din viața mea. Este momentul apoteotic al lui Avram. Va mai trăi până la 175 de ani. Își va mai lua altă nevastă, va avea alți copii,
nu mai e așa de important. Dumnezeu nu ne spune prea mult. Acesta este capitolul, aceasta este culmea. Doamne, dă-ne și nouă parte să urcăm dealul Moria împreună cu Tine și să creștem în credință. Amin.